Execuție în stil mafiot în plină zi la o terasă de lângă Atena. Un bărbat mascat a ucis doi oameni care stăteau la o terasă. Momentul a fost surprins chiar de camerele de supraveghere ale localului. Poliția suspectează o reglare de conturi. Doi bărbați albanezi, unul în vârstă de 41 de ani și celălalt de 44 de ani, au fost executați în timp ce stăteau la o terasă din Nea Smirni, o localitate de la periferia Atenei. Cei doi au fost asasinați de un bărbat mascat care i-a împușcat în cap și în piept de la mică distanță. Ulterior, autorul asasinatului a fugit. Victima de 41 de ani a murit pe loc, iar cea de 44 de ani a ajuns la spital, unde medicii nu i-au mai putut salva viața. Și o femeie de 31 de ani care stătea la o altă masă a fost rănită. Ea a încercat să se ascundă atunci când asasinul a început să tragă, însă s-a împiedicat și s-a lovit la cap. Femeia a fost internată în spital, însă viața sa nu este pusă în pericol. Potrivit informațiilor preliminare, una dintre cele două victime era un cunoscut interlop. El opera chiar în acea zonă și avea rolul de a colecta taxa de protecție de la afacerile din piață. Drept urmare, poliția elenă crede că cele două crime sunt o reglare de conturi între bandele de mafioți. Autoritățile încă îl caută pe autorul asasinatului.